Sextil Pușcaru s-a născut la Bran în 1877 într-o familie de intelectuali. Își face studiile medii la Brașov, iar cele universitare la Leipzig, unde își ia și doctoratul în lingvistică. Devine apoi docent al Universității din Viena, profesor universitar în Cernăuți, rector al Universității Clujene, academician. A întemeiat Muzeul Limbii Române din Cluj-Napoca, de fapt primul institut de lingvistică din România. A coordonat zeci de ani Dicționarul Limbii Române și Atlasul Lingvistic Român. Sextil Pușcaru este și un scriitor memorialistic de excepție prin cele două cărți monumentale, Călare pe două veacuri și Brașovul de altădată, aceasta din urmă fiind una dintre cele mai fascinante cărți ce s-au scris despre un oraș. Pe plan politic s-a implicat în unirea Bucovinei cu România, iar între 1922 și 1926 a fost delegat al României la Liga Națiunilor. Pentru că a avut simpatii legionare, după instaurarea regimului comunist a fost anchetat în mai multe rânduri. Sextil Pușcaru moare la Bran în 1948, la vârsta de 71 de ani, înainte de a primi o sentință. Este înmormântat la Brașov, în cimitirul Groaveri, un adevărat sanctuar al culturii. Aici se află mormintele lui Andrei Mureșanu, autorul imnului național, Andrei Bârsanu, reputatul profesor și folclorist, Virgil Onițiu, inimosul director al Liceului Românesc. În memoria savantului Sextil Pușcaru, mai multe instituții de învățământ din țară îi poartă numele.